Bună, eu sunt Camelia. Bine ați venit alături de mine în bucătăria Gătește Ușor. M-am gândit să pregătesc o nouă rețetă pentru bebeluși sau pentru copii mai mari, așa că astăzi o să facem împreună bomboane cu fructe de pădure și nucă de cocos, bomboane ro-vegane foarte sănătoase, care se fac, bineînțeles, extrem de ușor. Vă invit să urmăriți în continuare rețeta și modalitatea de preparare. Pentru aceste delicioase bomboane o să folosim 130 de grame de fructe de pădure. Eu am un mix care conține căpșuni, zmeură, merișoare, vișine. Sunt fructe de pădure congelate pe care le-am lăsat să se decongeleze. O să avem nevoie de 50 de grame de făină de migdale, 30 de grame de stafide, 110 grame de fulgi de ovăz și 30 de grame de nucă de cocos. Și o să mai folosim încă 30 de grame de nucă de cocos, prin care o să îmbrăcăm ulterior bomboanele noastre. Această rețetă este pentru copiii care au cel puțin un an și despre care sunteți siguri că nu sunt alergici la mixul acesta de fructe pe care îl folosesc eu sau la orice alt ingredient folosit în această rețetă. Pentru a face aceste bomboane avem nevoie de un robot de bucătărie cu care să mixăm foarte bine toate ingredientele, așa că am să pun în bol fulgii de ovăz, nuca de cocos, făina de migdale, stafidele și fructele. Și voi pasa totul foarte bine. Am pasat foarte bine toate ingredientele și am obținut o compoziție modelabilă și foarte omogenă. Am mutat compoziția pentru bomboane într-un bol și o vedeți aici cât de colorată este. Iar acum, pur și simplu, am să modelez bomboane pe care am să le dau prin nucă de cocos. Dragii mei, bomboanele mele sănătoase cu fructe de pădure și nucă de cocos sunt gata. Sper să vă placă și mai ales să fie pe placul celor mici. Mă invit să mă urmăriți în continuare pe pagina de Facebook, pe canalul de YouTube și pe Instagram Gătește Ușor. Vă urez poftă bună!